Bună seara, doamnelor și domnilor! Începe Observatorul orei 19. Iată titlurile zilei. Val de morți suspecte după vaccinare, doi soți din Prahova au decedat la o zi unul după altul, iar fica lor e la terapie intensivă. Capitala ar trebui să intre în carantină, a ajuns la o rată de infectare de 6 la mie, dar nu intră. Decidenții ne țin în suspans și nu spun exact ce noi restricții ne așteaptă. Și nu închidem școlile decât dacă localitatea intră în carantină, dar prelungim vacanța de Paști la o lună. Elevii și părinții sunt bulversați de schimbările din mijlocul anului școlar. Val de morți suspecte după vaccinare, doi soți din Prahova.